Sonata Marșului Normalității de Marius Ianuș Cum m-am așezat mai aproape de porțile cetății, am putut să mă duc la Marșul Normalității. Era o zi foarte călduroasă de vară, cu peste 30 de grade afară. Am luat o pancartă cu avortul e crimă, cu care mă apăram și câte un pic de climă. O lesbiană trecut pe lângă mine și îmi strigă: Omoare te bă! Atât mi-a trebuit. Am început să țip ca un țignit. Nu sunteți prea subtil. Și ați uitat de zoofil, de necrofil și de pedofil. Ăștia nu sunt tot dereglați. Atunci de ce îi oblubilați? Nu vreți să fie diversitatea totală? Nu trebuie să aduceți tot balamucul în școală? Chiar insist, noule KGB, tu ești LGBTQZ N.P. Asta e denumirea ta corectă. Și o scriu eu, cu vopsea violetă, pe acest zid, ca să nu uiți. Să o citești cât mai treci, cu circul tău de maimuți. Demențele voastre vin dintr-o copilărie ratată. Propaganda gay e pedofilie organizată. Și da, avortul e crimă cu coană. Eu nu-ți vorbesc de la știri. Eu-ți vorbesc din experiența mea, ca persoană, că am făcut multe nelegiuiri. Până și la Playboy am lucrat. Îți dai seama ce porcării am în cap? Dar lesbiana ce feștită în 10 culori ajunsese deja pe la Uniune, pe la compozitori. Totuși, dacă fusesem atât de vocal, se apropie de mine o reporteriță cu ochi mari. Sunt Tonela Părureanu, de la C1TV. Ce vreți să spuneți cu aceste cuvinte despre LGBT? Eu ce aș spune, dar nu o să mă dați niciodată pe post, că vă cunosc. Am lucrat și eu în presă vreo 10 ani. Toți patronii voștri sunt jidani. Mai avem doar o fărâmă de presă românească, iar fărâma asta se chinuie să supraviețuiască. N-ai cum să dai tu pe post ce am de spus. Mi-e foarte clar, după rictusul tău descompus. Dar îl avem cu noi pe A1, pe bosul, pe faimosul Giginiu, patron și antrenor vestit la cea mai iubită echipă după rapid. Hai că pe el o dați, că aruncă cu bani și poate vă pică și vouă cât un merțan. Ei lui un interviu, când am gelozie. Mie mi-ajunge dacă vă scriu eu într-o poezie. Și am plecat să văd ce se mai pregătește și de ce procesiunea nu pornește. Mai încolo era pompilul plan, care filma cu un telefon agățat într-un par. Să știi că eu găsesc poezia ta impresionantă. Când mă pui și pe mine într-o sonată? Dar tu m-ai chemat la vreo emisiune de-a ta? Lasă-mă în pace, nu mă mai filma! Toți vreți să vă fac nemuritori, dar niciunul nu mi aduce cititori. Și mai încolo era Dan, liderul mișcării protestatare, care se zbătea cu niște chestiuni legate de organizare. Și mai avea și vreo două coaste rupte după ce l-am pus eu într-o sonată să se lupte. Între el și Giginio, de la Temirce, apăruseră niște cântece. Domnule Becali, lasă-mă să țin o cuvântare!" când sunt eu cu voi, eu sunt cel mai mare, iar voi nu mai aveți despre ce să vorbiți. Sunteți pregătiți? Dar noi suntem organizatori. Trebuie să spunem și noi ceva. Nea Gigi, înțelege și dumneata, nu poți să ne zbori. Aoleu, ăștia doi sunt bolnavi de șefie. Se băgă și saxif pe felie cu o domnișoară micuță care își mânghia pisoiu, o anume Oana Stoichițoiu. Dar de ce v-ați adus pisoiașul aici? Ia uite, a venit să agațe gagici, l-am judecat cu mintea mea bolnavă, doar pentru că și mie îmi era dragă. În ce din urmă conflictul s-a planat și am plecat. Giginio era cu crucea pe umăr, mafiot, susținut din spate de un nepot. În fața lui, Toneta Părureanu îi lua un interviu, pregătită să nu scape până în sicriu, că poate i-a picat și ei vreun ban sau, vorba lui Moșianuș, un merțan. călugării stropeau cu aghiasmă calea victoriei și cărarea împărătească. Că eram pe două drumuri, printr-un mister, unul pământean și unul prin cer. Și cântau foarte frumos, cu elogvență, se temâia elegant, în cadență, se mai cânta cât un apostol, cât o evanghelie și ne simțeam ca la o utrenie. Ne străduiam să alungăm dracii pe care îi lăsaseră în urmă deraiații. Cum ne-am învârtit pe lângă niște garduri de delimitare, ne-am trezit în fața noastră cu o arătare. Era pe jumătate băiat și pe jumătate fată, dar avea și ceva de femeie însărcinată. Avea mustață, dar buze umflate cu botox. Avea țâțe, într-un fel de corsaj, de inox, dar părea să mai aibă de venea leșin și organ de reproducere masculin, care se întrevedea printre fâșiile de piele pe care le folosea pe post de izmene. Și era grasă, lăbărțată și zborșită ca o mare curvă sodomită. Arătarea își desfăcu corsetul de oțel și ne arătă două ugere care ar fi încântat un vițel. Puteți să mă violați, dar nu vreau să mor, anunță individul cu o voce de actor. Puneți-mă corsetul ăla pe tine, că dintre noi nu te virează nimeni. Ăsta s-a dezbrăcat ca să vă cucerească. Duceți-l la Neagigi ca să-i cetească, zise altul dintre protestatari, către ea, care păreau mai cărturari. Și ați și tu niște nădragi adevărați. Să nu-ți mai vadă podoabele și ceilalți. Nu ți-e rușine să umbli așa pe stradă? Unde-i măta să te vadă? Am abandonat această scârbabnică făptură Că nu mai privind-o, te umpleai de ură. Am încercat să mă rog un pic pentru ea, dar mai bine ar fi citit Gigi ceva. Am mai mers prin muncime, erau toți insurgenții, Nua Dreaptă, Frăția Ortodoxă, studenții, toate florile României, dar și băieții de la Ziua Mâniei. A fost frumos. Popimea au o cântat tot drumul pentru cel prea înalt. Am străpit cu aghiasmă din Piața Victoriei până la izvor iar drumul a fost nefiresc de ușor. Dar la discursul de la sfârșit, m-am simțit trist și ispitit, că mulți vreau să-i ceară lui Nea Gigi câte ceva, și aș fi vrut să-i pot și eu striga, Neagigi, Gigi, dacă ar fi să-ți reproșezi o chestiune, e că ți-ai băgat banii într-o slăbiciune, în loc să faci o televiziune. Băieții noștri filmează cu telefonul în băț, iar sioniștii o țin într-un răsfăț. Toată presa din lumea asta e a lor, iar noi ne uităm la meci la televizor și apoi cădem în emisiunile lor. Că ei și-au băgat bani în presă, în educație și în cultură, iar noi ni băgăm în sport și în agricultură. Dar nu i-a mai strigat nimic. Ăsta e șef de mic. Nu ar asculta de unul ca mine, nici dacă îi le-aș spune în terține. Dacă aș avea 20 de milioane de dolari, eu zic că aș face un ziar de s-ar îndrepta poporul ăsta spre Dumnezeu ca la glasul marelui arhiereu. Dar se poate să fie și o idee tâmpită, care să-mi fie pierzare, ispită, să mă deturneze de la ce trebuie să fac și să mă arunce în ghearele vreunui drac. Deși știu că totul e mâna lui Dumnezeu, aș cam vrea să pot schimba lumea eu. Dar ce-mi trebuie mie toate cele? Hai să ne izbăvească Dumnezeu de rele! Cât despre sodomiți, toată lumea știe că sunt plătiți. Au raculat câțiva copii care se prostesc prin licee, dar din pișatul lor nici ea nu-l să bee. Se vor trăzi într-o zi și vor urâ cu o ură care poate omorâ. Aici sunt niște rugăciuni care ne țin în picioare. Nu te joci cu împăratul cel mare. Ocoliți-ne băieți cât mai puteți până nu vine ziua mâniei, ziua răzbunării României.